În cadrul acțiunilor de control au fost legitimate peste 1000 de persoane, au fost controlate 982 de vehicule și au fost efectuate 242 de testări de alcool și droguri. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 433 sancțiuni contravenționale, dintre care 81 pentru nerespectarea limitelor legale de viteză impuse pe anumite tronsoane de drum, 16 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, 7 pentru conducerea sub influența alcoolului și alte 220 pentru alte abateri. Nu au scăpat de amenzi nici pietonii sau bicicliștii. 3 pietoni și 106 bicicliști care au încălcat normele rutiere au fost sancționați contravențional. În total au fost reținute în vederea suspendării 39 de permise de conducere și retrase 22 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate 7 infracțiuni la regimul rutier pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Vâlcea anunță că polițiștii vor desfășura zilnic astfel de acțiuni.